Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, prin binecuvântarea Domnului, în această dupămasă suntem împreună în locul acesta, conform unei programări făcute din timp, și mulțumim Domnului care ne-a dorit viață, sănătate și putere să ne revedem în casa Domnului. Amin. Vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumbrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Aș dori în seara aceasta să am un cuvânt pe care îl voi începe acum și probabil voi termina duminică seara. Din 2 Împărați, capitolul 6, vom asculta primele 7 versete, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 394. 2 Împărați, capitolul 6, începem citirea cu versetul 1, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să ascultăm acest pasaj biblic. Fiii prorocilor au zis lui Elisei: iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns: duceți-vă. Și unul din ei a zis: fii bun și vină cu slujitorii tăi. El a răspuns: voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut ferul de la secure în apă. El a strigat: ah, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis: unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și ferul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis: ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vă apreciez că după o zi de muncă sunteți în casa Domnului, împreună cu copilași. Știu că viața v-a purtat nu pe acolo pe unde v-ați dorit, nu pe acolo pe unde v-ați gândit, însă aveți o menire în locul în care v-a așezat Dumnezeu și trebuie să faceți față cu brio la menirea aceasta. Chiar dacă lucrurile acestea duc la faptul că locuiți în Germania, că aveți credite la bănci, că aveți anumite obligațiuni financiare, că aveți anumite necazuri familiare sau de altă natură, totuși casa Domnului este locul în care vii să te întâlnești cu frații și cu Iisus Hristos, care este în mijlocul nostru. Amin. Și prin pârghiile pe care El le-a lăsat și darurile spirituale pe care le-a lăsat în biserică, fiecare din locul acesta plecăm cu zidirea, cu mângâierea, cu întărirea pe care o dă Domnul. Fie prin vers de poezie, cum a fost în seara asta, fie prin vers de cântare, când împreună cântăm, fie prin cuvântul Evangheliei sau pur și simplu, văzându-i pe frații noștri aici, își dai seama că nu ești singur, că lupta aceasta o duci cu toți ceilalți. Fiecare dintre noi venim dintr-un câmp de luptă, aici cât de cât ne mai sunt pansate rănile, mai suntem întăriți, ni se torn peste răni unde lemn și plecăm din seara aceasta din nou în bătălie. Dacă rânduiește Domnul, ne vom vedea mâine seară din nou. Dar până atunci avem ispite, avem provocări și spunem Dumnezeu să ne ajute să ieșim biruitori. Amin. Din textul acesta biblic aș vrea să învățăm câteva lucruri care sunt foarte importante pentru biserica dumneavoastră. Am o multitudine de subiecte pe care să le aleg pentru comunitatea dumneavoastră. Dar și data trecută când am fost și acum când am revenit, îmi stă în minte un lucru, căci comunitatea Domnului trebuie să se învețe să fie mai apropiată. Nu-i suficient numai să vii de la muncă, să-ți faci un duș, să-ți dai salopetele să le lași acasă, hainele de lucru să le lași acasă, să-ți iei o ținută decentă pentru biserică și să vii aici. Și apoi să stai. Nu-i suficient. Ca să obții maximul de profit din părtășia noastră, trebuie să mai faci ceva. Ca să poți pleca de aici bucuros. Sunt biserici care au înțeles lucrul ăsta. Și pentru ei, chiar dacă cântarea iese fals, chiar dacă predicatorul se bâlbâie, chiar dacă la un moment dat ăștia care au făcut repetiții nu-l iesă, pur și simplu că s-au întâlnit cu frații, s-au îmbrățișat cu ei, că efectiv și-au dat mâna cu noi cu ceilalți, s-au binecuvântat. Pentru el e o satisfacție extraordinară, pleacă acasă bucuros că a înțeles ce este biserica. Spune Scriptura că Elisei, fiul lui Șafat, ucenicul lui Ilie Tișbitu, a făcut ceva deosebit față de învățătorul său, de mentorul său.
Dacă Ilie Tisbitul a fost un proroc extraordinar, puternic, deosebit, de multe ori a intrat și în depresie, mai ales când a văzut că toți sunt potriva lui. La un moment dat, pentru că n-a avut părtășia asta, vedeți că fiii prorocilor au fost și pe timpul lui Ilie. Dar Ilie nu prea a avut treabă cu ei. El își vedea singur de drum. Singurătatea în lucrare te face la un moment dat, chiar dacă ești bun, să te consideri că ești singur. Și amintiți-vă că la un moment dat Ilie i-a spus lui Dumnezeu: Doamne, Izabela vrea să-mi ia viața și eu am fugit prin pustie până aici. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să spună: Ilie, de ce ai fugit până aici și mai spui și mie că ești gata să mori? Dacă rămâneai în Ierusalim, s-o ocupa Izabela de tine, fără să mai bați drumul până aici. De ce ai venit? Dar Ilie a venit până acolo să-i spună lui Dumnezeu ceva. Doamne, au omorât toți prorocii tăi. Toți oamenii tăi i-au omorât. Am rămas eu singur. Cu alte cuvinte, dacă mă omoară și pe mine, tu cu cine mai rămâi? De aia Dumnezeu îi spune: Ilie, mai am încă 7.000. Nu vă întrebați de ce nu-i cunoștea Ilie? Atenție, era pocăit, era proroc. De ce nu-i cunoștea? Pentru că nu se întâlnea cu ei. Nu se întâlnea cu ei. El rămăsese singur. Cel mai bun predicator, cel mai bun cântăreț, cel mai bun proroc, dar singur. De aia aleargă prin pustie așa. Elisei, fiul lui Șafat, tot să-l vedeți așa. Elisei, fiul lui Șafat, a luat niște băieți tineri și a dorit să-i facă fiii prorocilor. I-a luat lângă el. La început, locul unde erau ei, făceau seminarul ăsta, era lejer. Dar stilul lui Elisei de a lucra cu ei, felul lui de a preda lecțiile, felul lui de a trimite în misiune și de a învăța, a făcut ca locul ăla, la un moment dat, să ajungă neîncăpător. Și au venit și au spus: Părinte, locul în care locuim noi acum cu tine este prea strâmb. Nu mai încăpem aici cât suntem. Haidem până la Iordan, tăiem de acolo lemne, luăm câte o bârnă, ne facem un loc mai larg ca să încăpem toți acolo. Și Elisei, om înțelept, după ce le-a predat părtășia, după ce le-a predat valoarea, după ce le-a predat o grămadă de lucruri, vine și spune în felul următor: Duceți-vă. Ne-am fi așteptat să spun: am scăpat de bătrânul, am scăpat de profesor. Și așa tătă ziua ne tachina numai cu lecții, numai cu pocăință, numai cu tare. Am scăpat. El rămâne aici cu biserica asta mai veche și noi facem una de aia modernă, stil nou. Nu, nu. Ei se întorc înapoi și spun: fii bun și vino cu slujitorii tăi. Știți de ce? Pentru că Elisei a știut ce are de făcut. De foarte multe ori obținem anumite reacții pentru că nu știm să lucrăm cu generația tânără. Nu știm să le dăm valoare. Nu știm să-i punem în evidență și să le arătăm că îi prețuim. Nu știm. Și când le dăm o șansă să se ducă separat, ei efectiv nici nu ne invită. De ce? Dom'le, ajunge. Uite că aici ăștia vine, fii bun și vină cu slujitorii tăi. Și Elisei nu așteaptă două invitații. Spune: voi merge. Pe timpul ăla, singurii care stăpâneau metalurgia și a confecționa unelte și arme din fier erau filisteni. Doar ei. Ca atare evrei trebuiau să ducă să împrumute și cineva, dacă avea o secure, un topor pus în coadă, așa, ăla trebuia scuțit la filisteni. Dar și cine avea secure era considerat bogat. Ei, ca să tai niște bârne, îți trebuie fier, îți trebuie secure. Unul dintre ei avea o secure împrumutată și s-a dus să taie lemne și pe când tăia el dizor lemne, pentru că nu era împănat probabil bine, fierul de la secure a ieșit din coadă, a zburat așa prin aer, nu s-a lovit de niciun copac, bine că n-a lovit niciun om, și s-a dus în apa Iordanului, pentru că densitatea fierului este mai mare ca densitatea apei, s-a cufundat. Și ăla care avusese toporul, securea, i-a spus lui Elisei: ah, domnul meu, era? Dacă era al meu, era al meu, asta. Dar era împrumutat și un împrumut trebuie să-l dau înapoi. Și astea sunt rare, nu-i ca acum găsești pe toate drumurile secure. Nu, eu trebuie să-l dau înapoi. Și s-a dus într-un loc în care eu nu-l mai pot recupera. Și atunci apare Elisei, care venise cu ei la invitația lor. Și Elisei întreabă: unde a căzut? Și arată locul. Bineînțeles că apa trecea, dar arată locul unde a căzut. Elisei taie o bucată de lemn care reprezintă ceva, vom vorbi la timpul potrivit, și aruncă exact în locul ăla. Și se petrece o minune. Fierul de la secure plutește pe apă. Și Elisei spune:
Ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. Slăvit să fie Domnul. În seara aceasta vom vorbi despre fiii prorocilor și despre faptul că biserica, în totalitatea ei, este chemată să fie un fel de școală a fiilor prorocilor. Prorocii sunt oameni pe care Dumnezeu îi folosește ca să vorbească prin ei celorlalți oameni. Sunt gura lui Dumnezeu, numiți în, de toți ceilalți care cunosc Sfânta Scriptură. Sunt oamenii care își pun limba la dispoziția Domnului ca Dumnezeu să o folosească. Prorocul nu lucrează cu mâinile, nici cu picioarele. El lucrează doar cu limba. Forța lucrării lui stă în ce vorbește. Dați-mi voie să vă citesc un pasaj biblic la chemarea lui Ieremia în slujba de proroc. Ieremia, capitolul 1, cu versetul 6, Sfânta Scriptură spune în felul următor. Sau să începem de la versetul 4. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Atenție ce răspunde Ieremia, versetul 6. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Ieremia a conștientizat ce înseamnă să fii proroc. Prorocul lucrează cu gura. Continuă Biblia și spune, dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, că și te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins ce? Gura, că prorocul lucrează cu gura. Și spune în felul următor, iată pun... Și Domnul mi-a zis, iată pun cuvintele mele în gura ta, iată astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Cu ce? Cu gura. Un copil cu al Domnului cuvinte în gura lui, îi pus peste împărății, să smulgă, să taie, să zidească, să nimicească, doar cu gura și un copil. Pentru că prorocul lucrează doar cu gura. Și când a rostit un cuvânt, cuvântul acela ia ființă și formă. De aceea biserica Domnului trebuie să se învețe să vorbească. De aceea trebuie să știm să ne raportăm unii la ceilalți. Pentru că de foarte multe ori nu știm să vorbim între noi. Efectiv, parcă suntem blocați de ceva. Venim, ne așezăm, suntem domn și doamne. Eu sunt lângă domnul cu tare, domnul cu tare lângă mine, dacă mai dăm o mână așa, așa, după ce fiecare la problemele lui. Și frații mei, ne-a adunat Dumnezeu aici, ne-a mântuit și ne-a spălat în sângele lui ca să manifestăm ceva unic, ceva deosebit. Și fiii prorocilor lucrează doar cu gura. Nu uitați că mântuirea nu vine prin minuni și semne. Noi vorbim de vindecări, că vrem să le vedem. Noi vorbim de învieri din morți, că vrem să le vedem. Însă, stimații mei, orice înviere din morți, de exemplu, să presupunem cineva drag al tău la 70 de ani se îmbolnăvește și moare și l-am înviat noi din morți, cât mai trăiește după aia? Deci cât mai trăiește după aia? Atât, încă 10 ani, 15 ani maxim, după care iar mai vrei să mai faci o înviere, nu? Ori, stimații mei, învierile din morți au valabilitate doar în condițiile în care Dumnezeu are ceva special de lucrat. Mântuirea nu vine prin învieri din morți. Vă reamintesc faptul că atunci când Petru a ajuns la Corneliu, lui Corneliu i s-a spus ceva de niște îngeri. Citim din Faptele Apostolilor, capitolul 11, cu versetul 13, Sfânta Scriptură spune așa. El, Corneliu, ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iopă și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Prin ce? Prin cuvinte. Atenție, Petru fusese la Iope ca să o învieze pe Tabita și o înviase. M-aș fi așteptat ca îngerii să-i spună, va veni Petru și va mai învia pe unul pe aici. Și veți crede. Va veni Petru care numai umbra lui trece peste bolnavi, fără să-i diagnosticheze. Și bolnavii se vindică de orice boală ar avea.
Cheamă-l pe Petru când e soare așa și este umbră și fă-i să treacă peste bolnav și o să vedeți ce se întâmplă. Și când veți vedea minunile, veți crede. Nu, va veni Petru și cu toate că poate să învie, cu toate că poate să vindece, Petru îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Fiii prorocilor folosesc asemenea cuvinte care schimbă destinul unui om de la iad spre împărăția lui Dumnezeu. Dar, dacă este atent să le folosească, că de foarte multe ori vorbim orice altceva, dar nu al Domnului cuvânt și nu ne încadrăm la școala fiilor prorocilor. Ca să fim niște oameni autentici al lui Dumnezeu, din biserica Domnului, trebuie să învățăm să vorbim în primul rând. Și asta ar trebui să fie la nu numai predicatorii, toți din biserică trebuie să învățăm. Primul lucru pe care l-am văzut eu la școala fiilor prorocilor de la Elisei de aici și se aplică la biserică este învață să apreciezi. Învață să apreciezi. De foarte multe ori noi ne uităm la partea goală a paharului și nu la cea plină. De exemplu, în seara asta eu știu ce înseamnă munca în afară, în Germania și în alte state. Știu ce înseamnă oboseala pentru foarte mulți de dumneavoastră. Dar de cele mai multe ori noi suntem disponibili să întrebăm unii și ceilalți care nu au venit. Și îi batjocorim pe ăștia care au venit din cauza lui care nu au venit. Și plecăm acasă sparați toți. Pentru că n-am știut să apreciem măcar pe aia care au venit. Măcar pe aia care au venit. Pentru că nu suntem setați pe gândirea asta. Suntem setați să vedem ce e rău. Băi, dar uite ce frate deosebit avea. Da, dar să știi tu că sunt anumite treburi. De ce suntem setați să discutăm celelalte lucruri? Când fiul prorocului sau omul pe care îl folosește Dumnezeu este unul care știe să aprecieze. Este unul care știe să vadă lucrurile bune la o anumită persoană. Caută ceva bun despre fiecare și vorbește despre lucrul respectiv. Sunt o grămadă de lucruri care sunt doar bănuieli, dar ne place să le avem acolo. Dă-le la o parte. Uite-te că omul ăla vine la biserică, uite că omul ăla slujește, uite că omul ăla contribuie, uite că omul ăla e consecvent pe calea Domnului. Unii sunt mai maturi spiritual, alții nu sunt atât de maturi spiritual, dar vin aici, slăvit să fie Domnul. Ai observat lucrurile astea? Îi le-ai spus? Aia nu îi spun. Noi suntem ca acei părinți care spune, eu îmi iubesc copiii, dar îi sărut numai când dorm, să nu se prindă că iubesc. La fel facem și noi cu frații noștri. Avem niște frați minunați, dar nu le spunem. Ce-ar fi să încep să le spui, mă bucur de tine că ești la casa Domnului, mă bucur că ești în casa Domnului. Eu am observat de foarte multe ori, tot mergând prin diferite comunități, i-am rugat pe cei ce conduc slujbele să se uite puțin la mine așa să... Și eu începeam slujba, și frate, toți, veniți fiecare, cum sunteți voi seara asta, așa, parcă v-a trimis cineva forțat și stați și forțat aici. Cam așa arătați la nivelul amvonului, cam așa arătați. Eu știu că nu e așa, da? Stați așa, sobri, și câteodată opresc slujba, cum o să fac și seara asta, și îi rog pe frate să se uite în dreapta și în stânga și să le spună tuturor celorlalți, nu ceva, Domnul să te binecuvinteze. Ia, dați mâna cu ceilalți, spuneți, Domnul să te binecuvinteze. Acum numai dacă v-aș aduce pe rând pe fiecare aici, să vedeți că e altă adunare. Toți zâmbesc, toți sunt altfel. Și atenție, nu v-am dat un ban în plus. Nu v-am promis nimic. V-am cerut doar să-i binecuvântați pe toți ceilalți care în loc să stea acasă, să se odihnească, s-au prins în altceva, au găsit de bine să fie în casa Domnului. Și dintr-o dată totul s-a schimbat. Când învățăm lecțiile astea? Pentru casa Domnului asta e. Casa Domnului nu e făcută să vă arăt eu cât de bine predic sau altul cât de bine cântă. Casa Domnului este un loc în care ne adunăm toți cei mântuiți și slujim Domnului. Unii slujesc cu o cântare, cu o predică, cu un îndemn, cu ceva anume, alții slujesc cu rugăciune, alții dau echilibru adunării. Sunt mădulare văzute, sunt mădulare care nu sunt nevăzute. Și tot din eu am urechi, de exemplu. Urechi, sunt foarte importante pentru mine. Dar fără urechi eu pot și fără nas. Fără inimă nu pot. Dar inima nu se vede. Inima nu se vede, dar sigur funcționează.
Ori, stimații mei, de foarte multe ori apreciem doar ceea ce se vede și în spate există mădulare, organe, ființe de o valoare excepțională, dar nu avem timp să-i vedem, căci consecvent ei sunt aici. Învață să apreciezi în poporul lui Dumnezeu. Învață să scoți cei buni în evidență. Citeam undeva despre faptul că, la un moment dat, două familii foarte apropiate dintr-o comunitate au apucat să certe. Cum se întâmplă? Cele mai grele situații de conflict sunt tocmai între familiile prietene. Pentru că atunci când cineva are un conflict cu cineva pe care nu-l cunoaște bine și nici nu-i cunoscut bine, nu prea are și spune. Dar dacă e prieten, o trecut pe acasă la tine, o trecut prin bucătărie, o mai auzit lucruri mai picante, așa, și apoi când începi scandalul, ai și marfa acolo și spune. Și s-o certat ăștia. Păstorul bisericii, pentru că eu zic s-o certat, o zis că să meargă să-i împace. Și au mers într-o zi la unul dintre ei și au spus, cum stați? Foarte bine, mulțumim Domnului, stăm foarte bine și eu și soția, copiii, suntem foarte bine. Și ăsta îi spune, uite, mă bucur că veniți la casa Domnului, mă bucur că sunteți oameni din nădejde al bisericii noastre, dar relația cu familia cealaltă, nici nu auzim, frate, nici nu auzim, ne-am lămurit, am văzut, nu ne mai trebuie, nici nu vrem să recunoaștem asta. Ăsta între păstorul îi spune, da, dar trebuie să recunoașteți că și ăia sunt oameni care vin la adunare. Care putea, după scandalul ăsta care s-a făcut așa, puteau să nu mai vină la adunare, totuși vin la adunare să țină. Da, vine ca să-l vadă ăștia, vine pentru mărire. Ce crezi că vine? Vine pentru lucruri de genul. Da, trebuie să recunoașteți că vine, nu-i așa? Da, vine, într-adevăr. Bun, se duce a doua zi la celălalt. Cum sunteți? Foarte bine și ăsta, foarte bine, grozav, până ajunge, ce părere aveți de celălalt? Nu, nici nu vrem să auzim. Uite, dar eu am fost la el și mi-a spus, cu tot conflictul ăsta, dumneavoastră continuați să veniți la adunare, să veniți consecvent la adunare, o zis el chestia asta? Nu, i-am spus eu și el a recunoscut că... Dar și dumneavoastră trebuie să recunoașteți că sunt oameni care își văd de familia lor, îngrijesc de familia, dacă n-ar avea el grijă de a lui, cine să aibă, da? În fine, are grijă de familia lui și așa mai departe. Cealaltă seară îți duce la el altul și spune, cum sunteți? Bine, dar cum de-ați venit pe aici? Păi am fost așa, că după aceea am fost și la același. Și am vorbit cu el și recunoaște că dumneavoastră sunteți oameni care aveți grijă de familia dumneavoastră. O zis el chestia asta despre mine? Da, că aveți grijă de familia dumneavoastră, dar trebuie să recunoaște și voi că îi contribui, când au ocazia, ajută biserica, ajută așa. Da, trebuie să recunoaștem și noi. Păstorul i-a lăsat, a urmat o slujbă și la următoarea slujbă, cum se face, s-a întâlnit amândoi în fața adunării. Nu a putut să-și dea mâna unul cu altul, erau și iertați, dar nu s-a putut abține și nu zâmbească unul la altul. De ce? Pentru că cineva a știut să scoată în evidență ce-i bun, nu ce-i rău. Toți avem foarte multe calități, frații mei, toți, inclusiv eu. Dar pe lângă calitățile astea, toți avem și... Mi-e frică să spuneți, defecte, toți avem. Avem defecte. Din cauza defectelor ne putem certa tot timpul. Dar din cauza calităților pe care le avem și ne completăm unii pe alții, putem să menținem între noi o atmosferă binecuvântată când efectiv suntem înaintea Domnului și suntem binecuvântați de Domnul. Învață să apreciezi. Uite la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel avea o problemă într-o biserică fondată de el, biserica din Corint. Și problemele de acolo nu erau mici, erau destul de mari. Totuși, în debutul epistolei către corinteni, Apostolul Pavel începe epistola sa către 1 Corinteni în felul următor. Și dați-mi voie să citesc versetul 4. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Atenție! Aveau probleme cu darurile. Aveau probleme cu vorbirea în alte limbi, aveau probleme cu moralitatea, aveau probleme cu partidele, unul era alocutare și unul alocutare. Totuși Pavel, când vine să scrie epistola sa, spune, mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi
Toți. Pavel, dar nu poți asta să o spui în surdină, să auzi numai tu? Nu, nu. Trebuie să audă și ei. Că dincolo de problemele pe care le au ei, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că ei există. Că așa cum e biserica din Corint, cu problemele ei, au și o grămadă de lucruri bune. Toate darurile spirituale le au și darurile astea nu sunt la voia întâmplării. Darurile astea Dumnezeu le dă la cei ce le caută. De aia spune Biblia, umblați după darurile cele mai bune. Și uite că ăștia le aveau. Le aveau. Și apostolul nu uită să aprecieze lucrul ăsta. Râvna pentru lucrurile bune. Te-ai gândit vreodată că ca să vas al Domnului, ca să te folosească Dumnezeu la niște cuvinte înălțătoare, trebuie să știi să vorbești? S-a dus timpul acela când coboară Duhul Sfânt, tu vorbești într-un fel, după care începi să vorbești așa vulgar, să vorbești fără băgar de seamă, cu vorbi la plesneală așa. Nu, nu. Fiii prorocilor trebuie să fie oameni care să știe să vorbească. În primul rând să știe să aprecieze pe cei din prejur. Și pentru asta Dumnezeu îți dă test. Dumnezeu te așează într-o biserică și te pune să vezi lucrurile frumoase și bune pe care le are tot celălalt. Este un exercițiu destul de greu, stimații mei. Pentru că dacă v-aș pune lângă voi pe un prieten de-al vostru pe care îl cunoașteți foarte bine, sau o prietenă, și v-aș spune, vă provoc să-l vorbiți de bine. În vreo 10 minute terminați. Terminați. Tot începeți să repetați. Și dacă v-aș spune să vorbiți de rău, așa vi se dă și vouă ca și mie. Pentru că am excelat în ce e rău. Prorocul învață să exceleze în ce e bine. Învață să aprecieze. Învață să vadă lucrurile bune din oameni. Și tocmai la asta ne-a chemat Hristos. Pentru că Hristos nu m-a întrebat pe mine când te-a chemat pe tine la mântuire. Nu m-a întrebat, ci te-a adus aici și pe mine m-a adus aici. Eu acum trebuie să văd ce a găsit Hristos în tine de te-a adus aici. Ce a găsit? Și vreau, nu vreau, găsesc lucruri bune pe care Hristos le-a dezvoltat în tine, le-a apreciat în tine și Hristos îmi cere, vezi lucrurile acelea, apreciază-le, ajută-L să crească. Doamne ajută, frații mei! Este primul aspect. Al doilea aspect pe care îl învață un fiu al prorocilor, pe lângă să aprecieze, învață să îmbărbăteze. Stimații mei, de foarte multe ori oamenii vin în poporul lui Dumnezeu cu o anumită stare de, cu un complex de inferioritate. Totdeauna nu se văd capabili, nu se văd buni, nu se văd în stare pentru un lucru sau pentru altul. De foarte multe ori văd oameni care fac repetiție, timp alocat, și apoi ies și cântă. De obicei cântările cântate la repetiție sau acasă ies mai bine ca în biserică. Și după ce ai cântat în biserică, ai o luptă interioară dacă a fost bine sau nu. De obicei îți promiți când te duci în bancă, nu mai văd niciodată, nu mai fac niciodată, nu mai am terminat cu asta, gata, s-o terminat, nu mai vreau niciodată. Cine are experiență și a avut pe cineva să-l încurajeze să meargă înainte, mai cântă. Dar restul au o luptă extraordinară. Pentru a sluji public, pentru a face o lucrare publică. Ori din punctul ăsta de vedere, câți dintre noi suntem capacitați să-i apreciem și să-i îmbărbătăm? V-aș ruga tare mult, aveți grijă la generația tânără, la copii și adolescenți. Dacă eu predic și după predica mea se aude un amin așa, câtorva, nu e o problemă. Nu e o problemă. Cu toate că și eu mă aștept ca biserica în urma unei slujiri, a unei slujiri să aibă o reacție, cum e normal. Noi ne-am obișnuit să nu avem nici pe aia. Dar v-aș ruga tare mult, nu vă așteptați ca copiii să aibă aceeași spiritualitate ca păstorii. Nu. Ei nu se joacă pe calculator, ei de foarte multe ori sunt întorși înapoi, ei în loc să se joace pe tapșan sau să doarmă, sau fetele să doarmă, să joace cu păpușile, învață poezii, învață poem, învață cântare, învață, ies în față aici, ies în față, slujesc în fața bunicilor și a copiilor și adunarea spune așa, Doamne, o să vă binecuvinte, cu alte cuvinte, n-ați avut și face, asta e treaba, cum am suferit așa. Chiar mulți public spun, bă, dar ce trebuie să ne încurce ăștia la slujbile noastre în biserică? Ce trebuie să vii ei să-mi ocupi? Era rândul meu să predic, mai vreau eu să mai vorbesc puțin. Dar tu nu te gândești că ești chemat să îmbărbătezi pe cineva? Ca mergi în lume și a faci prostii, nu trebuie să-l îmbărbătezi, să duci singur. Dacă să vii în adunare, să simtă folosit de Domnul, să simtă că biserica e lângă el, să simtă că a făcut un lucru extraordinar pe care îl ține minte toată viața. Asta biserica
o face. Te-ai învățat la asta? Sau trec pe lângă noi evenimentele astea și după aia ne mirăm, măi, nu le place la tineri în adunare, nu le place la adolescenți, dar când te-ai oprit în dreptul lui să-i spui, Dumnezeu este cu tine, tinere, să știi că mă rog pentru tine? Când te-ai oprit ca un vas al Domnului să-L încurajezi, să-i spui că te rogi pentru El? Știi ce înseamnă, pentru, mai ales pentru adolescenți, când bărbați din biserică, frați, cu pregătire, fără pregătire, în vârstă, cu experiență, vin și pun mâna pe capul lui și să-i spui, să știi că mă rog pentru El? Nu te uită de... El, ăla e suportul lui de acum încolo. Merge acasă la părinți și spune, mi-a spus fratele cu tare care e bătrân, dar nu, se roagă pentru mine, mamă. Și Dumnezeu știu că l-ascultă pe omul ăla. Pentru el, e fanul tău, vrei, nu vrei. De ce? Pentru că l-ai îmbărbătat, ai făcut ceva. Acum lăsăm copiii și adolescenții și tinerii. Venim la frați. Știți câte lupte au frații și surorile să nu vină? Știi câte scuze ar găsi să nu fie într-o seară ca asta în casa Domnului? Câți dintre noi ne găsim timp, după ce se termină adunarea, să spun, mă bucur că te-am văzut? Câți dintre noi avem timp, după ce cineva slujește, să spun, m-am zidit prin cântarea ta? Inima mea a fost înviorată. Mă bucur că Dumnezeu te folosește. Caută cuvinte potrivite să îmbărbătezi pe celălalt în ceea ce faci. Încurajează-l în ceea ce este bine. Ai auzit că a luat școala de șoferi, îmbărbătează-l, să știi, ai luat carnetul de șofer, va fi dificil la început, să știi, dar să știi că Dumnezeu îți dă biruință, așa am fost și eu, pe aici trecem toți, Doamne ajută înainte, și încurajez pe cineva. Numai ei, cei care au luat școala de șoferi, carnetul și ajung la un moment dat singur în automobil, după ce tata nu-i, fratele sau sora nu-i, prietenii nu sunt acolo și au rămas singur pe drum și se trezește la un moment dat pe contrasens și întreabă, dar ce vin toți contra mea? Numai ei își dau seama. La foarte mulți se întâmplă lucrul ăsta. Ori sunt oameni care se încurajeze. V-am vorbit de câteva lucruri laice din afară, dar biserica este locul în care ne întâlnim. Sunt atâtea examene la școală, sunt teze care se dau, sunt extemporale care se dau. Auziți de lucrurile astea. Vă faceți timp să vă opriți în dreptul cuiva și să-i spuneți că vă rugați pentru el? Sunt băieți și fete în biserică. După ce se botează, asta e una dintre tristețele mele. Ne bucurăm atât de mult de ei că de la adolescență au trecut la tineri, ca tineri l-au primit pe Domnul Iisus îmbrăcați în haine albe. Facem câte o sărbătoare de botez extraordinară, se termină și cu mesă, după care uităm. Dar fetele vor să mărite, băieții vor să însoare, dar noi uităm. Ei rămân acolo în zonă. Îți spun zonă, dacă mai cântă, cântă, dacă nu cântă, nu cântă. Și ei stau în adunare așa. Și biserica ar trebui să spună, Doamne, mulțumim că i-ai dus până aici și ne-ai spus că nu avem pentru că nu șerem. Uite, noi am abandonat pe fetele astea care au luat botezul și băieții ăștia. Doamne, te rog, dă-le o casă liniștită, Doamne. Într-o lume în care sunt tot felul de băieți și tot felul de fete, într-o lume în care sunt oameni care n-au nicio treabă cu pocăința, care arată bine, Doamne, păzește-i de orice eșec și te rog, dăruiește-le binecuvântare de care au nevoie pentru toată viața, Doamne, că Tu cunoști viitorul. Și Domnul spune, nu aveți pentru că nu cereți. Citeam săptămâna asta despre un comentariu a unui frate care a studiat în pasajul biblic și spunea și motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a încredințat-o pe mama lui la cruce lui Ioan și nu lui Petru sau altcuiva a fost clar în funcție de atot știința lui. El știa că toți ăștia o să moară ca martiri. Singurul care o să rămână până la adânci bătrânețe ca să poată avea grijă de mama lui a fost Ioan. A fost Ioan. Restul au murit. Niciunul dintre ei nu-și putea duce mandatul de a îngriji de mama Domnului până la moartea ei decât Ioan. De aceea Domnul, în baza a tot științei lui, a plasat-o pe mama Domnului la Ioan. Dumnezeu știe mai bine ce va face cu tare sau cu tare, ce intenție are, dacă se îmbolnăvește sau nu, dacă moare la mijlocul căsătoriei sau nu. Și biserica trebuie să ceară, Doamne, cerem de la Tine pentru copiii ăștia frumoși, deosebiți pe care ne-ai dat, care au plecat legământ cu Tine, dăruiește-le o casă liniștită, Doamne. Oprește-te în dreptul lor și rostește binecuvântare. Încurajează-i.
Dumnezeu are ceva pregătit pentru tine. Continuă să te rogi. Știți cum prind viață? Cum încep să stea alături de Domnul, să slujească? Altfel să simt pierduți în adunare. Te-ai învățat să te folosească Domnul? Că de foarte multe ori lăsăm problemele cu care am venit noi, venim cu ele până aici, stăm puțin, așa semnăm condica și plecăm înapoi, câteodată aproape la fel de reci cum am venit. Dar biserica este un loc în care înveți să devii gura lui Dumnezeu. Îți arată Dumnezeu că cuvântul tău contează, că îmbărbătarea ta aduce speranță. Îl faci pe cineva, efectiv, să înflorească. Spunea cuvântul Domnului tot în Ieremia, Farmisă, capitolul 17, că contemporanii lui Ieremia au spus: haidem să-l ucidem cu vorba. Câte soacre n-am întâlnit uscate pe picioare și câte nurori n-am întâlnit uscate, nu le-a bătut niciodată, doar cu vorba le-a distrus. Și psihic, și din punct de vedere al sănătății trupului, doar cu vorba. Ori biserica e chemată cu vorba să dea viață, să învioreze, să zidească, să clădească, să îmbărbăteze, Doamne ajută! Și aia suntem noi! Așteptăm niște vase speciale să vină să ne spună, dar aia suntem noi, de aia ne adună Dumnezeu continuu. Să ne zidim unii pe alții, să ne încurajăm, să ne fie dor să fim iarăși în prezența fraților. Pentru că o să observați dumneavoastră și în lumea laică, sunt mulți bărbați care acasă nu sunt apreciați de soțiile lor. Să spună, măi, tu ești cel mai grozav, tu ești unic, tu așa, nu, ai venit, bun, du-te și rezolvă aia, dar colegii din muncă știi și spun, băi, tu ești extraordinar, meseriaș ca tine nu mai este, abia așteptăm să vii și ești vesel așa, ești cu tare, știi că bărbatul ăla în loc să vii acasă mai stă încă câteva ore peste lucru la program, de ce? Nu pentru că îi place munca, îi place să robotează, stă cu colegii care știu să-l aprecieze. Bun, imaginează-ți că biserica Domnului de aici începe să aprecieze pe ceilalți, să vadă ce-i bun. Știți că oamenii își iau liber de la servici și chiar trebuie să... Domnule, eu mă duc la biserică, seara asta în biserică. Păi da, ce, să cântă două cântări, să predic unul. Nu. Eu mă duc acolo că se întâmplă ceva deosebit. Acolo găsesc oameni care văd valoarea mea. De ce m-a mântuit Domnul pe mine și m-a adus acolo? Pentru că am o valoare, ea știu cine sunt. Să vede asta în biserică. Pentru că biserica care înțelege lucrul ăsta, deja a căpătat ceea ce trebuie, că fiii prorocilor învață în primul rând să aprecieze și apoi să îmbărbăteze. Al treilea lucru pe care trebuie să-l învățăm este să binecuvântăm. Stimații mei, binecuvântarea pe care trebuie să o rostim, binecuvântare înseamnă a vorbi de bine, a rosti ceva. Și Sfânta Scriptură spune că tocmai la asta am fost chemați. Să citim din cuvântul Domnului din 1 Petru, capitolul 3, versetul 9, unde Biblia spune în felul următor: nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați că la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți, ce? Binecuvântarea. Acum, frații mei, aș vrea să vă spun ceva. Când Dumnezeu ne cheamă să binecuvântăm și să nu blestemăm, cum spune în altă parte, ne cheamă pentru o menire foarte clară. Câteodată când sunt la slujbe, cum sunt copilașii ăștia mici de la dumneavoastră, mai văd câte un băiețel așa că merge pe holul bisericii și îl întreb pe un frate slujitor, zic, uriașul ăla care merge acolo, ia tău, nu? El bucuros, dar cum de ți-ai de seamă? După cum merge, după cum zâmbește, tată-i tață. De ce? Pentru că atunci când ne naștem în familia biologică a părinților noștri, moștenim trăsăturile și caracteristicile lor. Zâmbim ca ei, mergem ca ei, avem un anumit fel de pas și anumite caracteristici avem. Când ne naștem a doua oară sau din nou, în terminologia Bibliei, în familia lui Dumnezeu, moștenim o caracteristică a tatălui nostru. Știți care e una din caracteristicile tatălui nostru? Că ce zice? Ia ființă. Ce zice? Ia ființă. De aceea Biblia spune, nu blestema. Păi am întâlnit surori credincioase care le-au zis la fata lor, tu n-ai stimăriți niciodată așa. O termină fata două facultăți, frumoasă, cultă, pregătită. Dom'le, vine băiatul, vorbește cu ea aproape, pleacă. Pentru că cineva a rostit, nu binecuvântare, ci altceva. Și Biblia spune, nu blestemați. Îți creezi ceea ce rostești. De-aia e important să spui pentru copiii tăi, să spui, Domnul să te binecuvinteze.
Domnul să-ți dea o casă liniștită, Domnul să-ți dea izbăvire. Rostește cuvintele binecuvântării. Îmi spunea un frate păstor că într-o localitate era o doamnă care nu era credincioasă, dar știa că ceea ce rostește se întâmplă. Copiii ei, în schimb, copiii ei erau niște obrezdicători. Toți făceau câte ceva. După masa, la ora 4, când se termina școlile la ceilalți, la poarta ei stăteau la rând oamenii cu contestații, cu probleme. Că ăla s-a urcat în cireș, cealalt i-a aruncat un pietroi pe casă, cealalt s-a luat cu copilul ei, cu tare. Și când oamenii ăștia erau la poartă, ei chema pe rând pe toți. Păi, vine cu aceea, băi, Vaslică, ai făcut-o așa? Nu, că tare! Și apoi ea avea o jordie în mână și fugea după el. Lasă că-ți arăt eu ței doctorul, mami, lasă că-ți arăt eu ței. Îl făcea doctor, pe altul inginer, pe altul arhitect, îi dădea, dar îl făcea doctor. Nu-l făcea altfel. De ce? Pentru că femeia aia știa cum să vorbească cu ei. Ori de câte ori rostești un cuvânt rău, tu faci ceva să se creeze. Când spui, vei ajunge un vas al Domnului, vei ajunge un om al lui Dumnezeu, vei ajunge o ființă iubită și ești o ființă iubită, tu începi să creezi în inima omului ăla, se conturează deja lucrul acesta. Și mai ales dacă ești în casa Domnului, lucrul acela are un impact deosebit asupra vieții lui. Rostește cuvinte de binecuvântare. De aceea e frumos să-ți atingi scopul, cum v-am spus la început, dai o mână de binecuvântare. Învață-te să găsești totdeauna cuvinte de a binecuvânta pe toți ceilalți din prejurul tău. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Al patrulea lucru pe care îl învață prorocul, pe lângă a aprecia, pe lângă a îmbărbăta, pe lângă a binecuvânta, este să învață să fii disciplinat. Atunci când vorbești, învață-te să fii disciplinat. Da, al tău să fie ca să fii credibil. Foarte mulți oameni uită aspectul ăsta. Dacă ai făcut un jurământ în paguba ta, trebuie să-l ții, pentru că altfel pierzi încrederea. Și frații mei, încrederea se pierde o singură dată. Dacă tu ai încredere în mine și eu te mint o singură dată, o singură dată nu mă țin de cuvânt, după aceea îmi mai pot câștiga încrederea? Pot, dar cine știe când? Pentru că o singură dată fac lucrul ăsta. Ca niște purtători ai cuvântului Dumnezeu, trebuie să-ți ții cuvântul. De aceea sunt oameni care își fac programări pe ani de zile, pentru că cuvântul lor este cuvânt. Nu contează că îl cheamă președintele, că îl cheamă el, cuvântul e cuvânt. Da, lui este da. El are grijă și scoate de pe limbă, pentru că este disciplinat în domeniul ăsta. Văd printre noi frați care... Vine, băi frate, plouă, vii să mă iei cu mașina, sin secunde, 2 ore stai acolo, sin secunde. După care îl spune, băi, Iisus te iubește. Serios? Tot așa cum ai ținut tu cuvântul? Vedeți că Biblia spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai? Tu nu strici cuvântul tău, măi, tu reprezinți pe cineva. Tu vrei să-i spui colegului tău că Iisus... îi binecuvântare, că Iisus îl vindecă, că Iisus îl întărește, că Iisus îl mântuiește. Tu vrei să-i spui, dacă tu umbli toată ziua cu minciuni sau eu umblu cu minciuni, cum să mă creadă omul ăla? Eu am stricat cuvântul ăla veșnic prin minciunile și neseriozitatea mea. De aceea credincioșii care sunt oameni pe care Dumnezeu vrea să-i folosească sunt disciplinați. Da, a lor este da și nu este nu. Îmi place să văd. Spune cineva, frate, îmi arată GPS-ul că ajung la Dumetale în jumătate de oră. El e plecat de acasă. El e dus. Ți arată. Spune, frate, îmi cer scuze. O să mă întârzi încă, mi-arată încă că este un accident sau i-a rupt o ocolitoare. Dar nu pot ajunge la timpul respectiv. Îmi cer scuze. Pentru că oamenii ăștia nu se joacă cu timpul tău. Pentru că știi ce ți s-a spus. Ești la fel? Când spui că iei niște bani la cineva și îi dai înapoi în termenul cu tare, te ții de cuvântul respectiv? Iubiții mei, tocmai de aceea există în Biblie despre un lucru prin care Dumnezeu spune că acordă binecuvântarea. Mi-am adus aminte de lucrul acesta, uitați ce frumos prezintă Sfânta Scriptură în Psalmul 50. Cu versetul 14.
Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Sunt niște juruințe pe care le-ai făcut. Împlinește-ți-le. Ești chemat să ții cuvântul. Când ai spus că vii cu jumătate de oră mai repede sau 20 de minute mai repede la biserică, împlinește-ți cuvântul. Ai grijă de ce vorbești. Pentru că fiii prorocilor lucrează cu limba, cu cuvântul și ei n-au voie să fie interpretați că cuvântul lor câteodată îi da, câteodată îi nu, depinde cum îl prinzi, că atunci nu mai ai nicio valabilitate, nu mai ai nicio credibilitate. Pentru că foarte mulți frați de-ai mei și-au pierdut cuvântul așa. Câteodată auzi și nevestele unor și frate, dă-te mai iei după bărbatul meu. Dar nu știi niciodată, nici mie și îmi spune nu totdeauna să ține de... Frații mei, la școala fiilor prorocilor înveți nu numai să apreciez, nu numai să îmbărbătez, nu numai să binecuvintez, care sunt lucruri grele și astea. Înveți acum să-ți ții cuvântul, să fii disciplinat în ceea ce rostești. Și ultimul lucru pe care îl învățăm la școala fiilor prorocilor și care e destul de dificil, este să mustri la nivelul ăsta. Poți să ajungi să poți mustra. Pentru că dacă ai învățat să apreciezi pe cineva, să îi știi aturile, îi știi calitățile, îi știi lucrurile frumoase, poți să ajungi să-l mustri într-un mod eficient. Fiecare om are un scut. Să presupunem că există în biserica dumneavoastră sau a noastră câte un om mândru, așa, la biserică mai este câteodată câte unul mândru, sau efectiv suntem nevegheatori și ne manifestăm mândria. Și vrei să-i spui la omul ăla că e mândru. De obicei noi plecăm la el cu drujba pornită. Frate, stai puțin, vreau să spun ceva. Asta îți dă seama ce spune. Nu am nevoie să-mi spui nimic. Nu am nevoie. De obicei el spune, frate, n-am timp acum, nu vreau. Acum să aude drujba pornită cum el vrea să curățe copacul vieții tale. Din punctul ăsta de vedere. Și nu am nevoie. Dar dacă îl prinzi totuși la colț, să știi că el are un scut. Și spui scutul în timp ce tu spui, frate, vreau să spun ce am din partea Domnului pentru tine. Neapărat. El se ridică scutul așa. Tu nu vii la adunare, tu nu ești serios, tu nu ești mândru, ești arogant, nu-ți mai ajungi nici cu prăjina la nas, nu cu tare, cu tare, cu tare. Și în spatele scutului vezi cu omul pe care tu îl mustri cu toată pasiunea și cu toată inima ta să se pocăiască, ăla zâmbește. Și te întreabă, mai ai, tu tragi rachete cât se poate, și el te întreabă, mai ai ceva de să spune totul. Cu alte cuvinte, dacă am scutul ridicat, poți să spui cât vrei. După care, el îți ia la revedere, spui, bun, te-am ascultat, mai lasă, mai scutește altă dată de stilul ăsta de lucru. De ce? Pentru că tot ce ai spus tu s-ar putea să fie adevărat, dar n-ai spus cum trebuie. Spune Sfânta Scriptură că o biserică din Cartea Apocalipsei, numită Efes, oamenii aceștia erau foarte disciplinați, au pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, au avut foarte multe calități deosebite, dar au avut și un defect destul de mare, după părerea Domnului. Nu și-au pierdut dragostea din tâi, că dacă pierzi ceva, te apuci să cauți ce ai pierdut. Există o bucurie în lucrurile pierdute și pe care le găsești. Există o bucurie când găsești lucrurile pierdute. Dar ei nu că au pierdut, au părăsit dragostea din tâi. Efectiv au aruncat-o. Nu le mai trebuia. Și Domnul Iisus Hristos a văzut că biserica din Efes a părăsit dragostea din tâi și era un defect al lor. Era un defect care le punea la cumpănă mărturia lor. Pentru că veșnicul urma să fie luat de acolo. Că dacă nu-i lumină, la ce să mai stea suportul? Trebuia luat și suportul. Că mărturia lor era dragostea aceea din tâi. M-aș fi așteptat ca Domnul să înceapă scrisoarea sa către biserica din Efes cu următoarele cuvinte. Biserica din Efes, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Pocăiește-te, adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te la faptele tale din tâi. Cam așa trebuia să înceapă după noi. Nu. Domnul începe. Știu faptele tale. Știu răbdarea ta. Știu că nu pot suferi pe cei răi. Știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apă.
Știu că n-ai obosit. Știu. Dar ce am împotriva ta? Frații mei, imaginează-ți acum că te duci cu învățătura asta la cineva care e greșit, e mândru. Și mergi la el și spui, frate, vreau să spun ceva. El automat ridică scutul. Și spui, frate, am observat că ești nelipsit de la casa Domnului și asta mă bucură extraordinar. Efectiv, când te văd venind la adunare, eu mă lupt cu gândul ăla, câteodată să mai lipsesc, dar când te văd pe dumneavoastră că vii continuu, mi se bucură sufletul. Pentru mine ești un exemplu în domeniul ăsta. Omul ăla e speriat. Păi da, nimeni nu vede treaba asta. Cum de vede? Ai văzut-o așa? Da. Mai văd că te îngrijești de familia ta. Văd că familia ta nu e o povară pentru biserica noastră. Efectiv, ai grijă, copiii tăi sunt ordonați împreună cu soția ta, o soție minunată, efectiv. Știți că scutul începe să dea jos, că la om e foame de apreciere, e foame de îmbărbătare, e foame cineva să vadă pentru ce vine el. Că nu-i transparent, nu se vede doar prin el, ci cineva îl vede pe el. Știi că am văzut că din toate punctele de vedere ești plin de râvnă pentru lucrarea Domnului? Am văzut asta. Spune toate lucrurile pe care le-ai văzut tu bune despre persoana respectivă. Omul lasă scutul jos. Și după ce spui toate lucrurile bune, spui, știi ce am mai văzut? Am văzut câteodată ești mândru și arogant și parcă strișteți celelalte. Și mi-am zis ca prieten, așa ca frate tău, să vin să-ți spun, să facem cumva să rămână alea valoroase. El începe a plânge și spune, tu știi, crezi că eu sunt bucuros? Și eu văd câteodată așa treaba, te rog când mai vezi, ajută-mă, că tu ești prietenul meu. Câți dintre noi facem așa? Știți ce bine am fi primiți de frații noștri? E adevărat că există în pocăință și oameni care nu pricep nici așa, dar dincolo de aspectul ăsta, majoritatea dintre ei sunt sensibili la o asemenea formă de mustrare. Acum v-aș duce pe timpul lui Elisei și de pe timpul lui Elisei v-aș aduce în zona dumneavoastră. Când a început Elisei lucrarea cu ei, a învățat să vorbească frumos. Și a spus, fii bun și fii cu slujitorii tăi. Câteodată în comunitatea noastră, de exemplu, vă dau exemplu, eu am văzut de multe ori la evangelizări, când suntem 1000 și ceva de persoane adunați acolo, vine câte un prieten, n-are unde sta. Oamenii de ordine au treburile lor, ei vin cu o oră înainte la casa Domnului, cu o oră și ceva înainte vin. Să pregătească totul, să fie climă pe timp de vară, să fie încălzire pe timp de iarnă, să fie jaluzelele să nu bată soarele în ochi, să pregătește totul, așa este, cu o oră jumate înainte. Începe slujba și la un moment dat vine o doamnă sau un domn, n-are unde sta. Și eu îl chem pe un om de ordine, că am văzut, și îl chem rapid, îl las pe cine este, și îi pot spune așa, du-te, ia un scaun și dă-i la omul ăla, că n-ai văzut, băi, că e venit prietenul ăla și stă în picioare. Omul se duce, ia scaunul. Atenție, nu-i plătit de biserică. El a venit cu o oră jumate mai devreme. În mintea lui, dacă ar fi un ecran deasupra capului, el ar spune, băi, dar până la toată urmă mă poate obliga pe mine să mă duc? Vine el să-mi spune să mă duc să iau un scaun. Dar nu l-am văzut pe ăla. Dar așa se vorbește cu mine. Dar așa, duce, pune scaunul, stați jos aici, domnule. Stai jos aici. E enervat și el acum. Sau eu aș putea face, cum fac, și spun, te rog frumos să vii, poate n-ai observat, este un prieten venit acolo și dacă vrei, du-te, te rog frumos, dă-i un scaun. Și el spune, mulțumesc, păstorul, n-am observat. Nu știu că n-ai observat, Dumnezeu să te binecuvinteze. Se duce bucuros, omul face slujbă, nu i-ai dat niciun salar, nimic. Omul ăla își face slujba cu bucurie pentru că n-ai făcut economie de cuvinte. Ai spus, fii bun, dacă ești amabil, dacă crezi că-i bine, te rog frumos. Și le-ai făcut lucrurile astea. Cu câtă bucurie să fac lucrurile acestea. Ei, pe timpul lui Elisei au fost puțin la început, dar acum erau, nu-i mai încăpea locul. Imaginați-vă că veniți în comunitatea dumneavoastră și întotdeauna vă schimbați în seara asta soft, așa. Spune, băi, dacă tot vin la adunare, mă duc să apreciez pe ea care a venit. Dacă am ocazia, mă bucur, dau mâna cu el, mă bucur că ești venit la adunare, Dumnezeu să te binecuvinteze. O cânta careva, Dumnezeu să-i binecuvinteze. O recitat o poezie, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i întărească. Apoi îi îmbărbătez când văd că la un moment dat sunt mai tineri, sunt mai așa, îi îmbărbătez, chiar pe frați, sunt slujitori. În adunare, spun slăvit să fie Domnul. Imaginează-ți că faci lucrurile astea, să învați adunarea. Știți că locul devine neîncăpător? Cu oameni din alte comunități caută un asemenea loc în care să-i se spună că este iubit, că este apreciat, că este văzut,
că mâna Domnului e cu el, că brațul Domnului, că atunci când greșesc se apropie oamenii cu tact, cu înțelepciune, îi apreciază lucrurile bune și frumoase pe care le-a realizat Hristos în viața lui, dar sunt și lucruri pe care trebuie să le îndrepte și atunci rămân la dispoziția lui și spun, ne rugăm pentru tine, dacă ne permiți, ne apropiem, dacă nu, nu, dar suntem aici să te ajutăm. Știți câți oameni s-au ridicat în formele acestea? Au venit și au spus problemele, au plecat mai departe, unii din nou au căzut, din nou i-au ridicat frații și au mers și când au început să slujească și când au început a folosi Dumnezeu și când au început a vorbi din partea lui Dumnezeu, am fost oamenii care i-am ajutat să se ridice. Pentru că școala fiilor prorocilor asta face, ridică oameni care s-au ridicat dintre noi și care sunt folosiți de Domnul pentru că am știut să ne apropiem de ei. Mă rog Domnului ca așa dumneavoastră comunitate, alături de alte comunități, să fie formată din fii ai prorocilor, bărbați și femei care vorbesc din partea Domnului, care deschid gura cu înțelepciune, și atunci când vorbesc, știi că Dumnezeu îți vorbește prin ei. Ce spun ei este da și amin. Și ai dreptul să le spui oamenilor că Iisus îi iubește. Și ai dreptul să le spui oamenilor că Iisus i-a ales pentru împărăție. Și ai dreptul să le spui oamenilor că Duhul Sfânt vrea să locuiască în ei. Și ai dreptul să le spui oamenilor că Dumnezeu ne-a pregătit un viitor și o nădejde, slăvit să fie Domnul. În timp ce diavolul ne spune prin buletinile de știri că suntem pierduți printre peste 8 miliarde de oameni, ai dreptul să le spui că Dumnezeu privește spre tine, că are îngeri care te păzesc zi și noapte, care îți numără firele de păr din capul tău și toate acestea aduc încurajare și zidire. Și pleci dintr-o dată de la casa Domnului zidit, observat de cer și asta ți-e suficient. Te culci și adormi în pace. Și când începe o nouă zi, o începi cu gardă de îngeri lângă tine, pășind victorios prin lumea aceasta, ca un copil de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Amin. Amin.